Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Suntem la Căsuța din pădure. Ia ziceți ce vreau să fac eu aici. Probabil o să vă dați seama. Nu știu dacă chiar acum, dar pe parcurs o să vă dați seama. După cum se vede, suntem la căbănuța din pădure, la căsuța din pădure, și vreau să mă apuc să fac ceva. Hai să merg sus să vă explic. Bă, leot, greu e când ești bătrân să urci treptele. Acum le dau și o crezare la ea mai bătrâni. Băi, fraților, aici vreau să fac o instalație electrică. Adică să pun niște prize întrerupătoare aici în cuiet. Bă, leot, dar cum fac eu dacă e în cuiet? Mama mea, am zis că le fac o surpriză lui Tiberiu și Cornel. Dar uite că e în cuiată, dar nu contează. Oricum știu așa mari cam ce întrebi, știu ce e înăuntru. O să-mi fac o listă, pentru că nu am. Mai am aici un prieten cu mine care mă va ajuta și la filmat și la montaj, pentru că și el le are cât de cât cu instalația electrică. Nu lucrează în domeniul electric, dar oricum cunoaște și el. Cât mai cunosc eu, cât mai cunoaște el, din două păreri, mai puțin bune, o să iasă una super bună, cred. Așa că o să ne apucăm de treabă. Avem aici masa rotundă, o să luăm loc la masa rotundă și o să facem un necesar de aparataj, cabluri, tot ce ne-ar trebui. Nu știu, o părere, zici tu, cum ar fi mai bine? Instalația vreau să o fac aplicată pe perete. Cel mai bine, la vedere. Așa. Este mult lemn aici, adică nu trebuie să băgăm, exact, în interior. O să folosim tuburi, nu tub, cum se cheamă, țeavă canaletă, cum e mai... Țeavă rigide, cu plămiții frumos. E cea mai bună, nu? Cel mai bine. Perfect, atunci hai să ne apucăm să facem așa o listă. Cu prima cameră avem nevoie, am stat de vorbă cu Tiberiu și cu Cornel. El spune că aici ar avea nevoie doar de o priză și un întrerupător și un bec. O să nu vrea să bage mai mult. Și o să avem așa, priză întrerupător, bec, camera 1, priză întrerupător, bec, camera 2. Un bec, aici o să vină o lustră ceva mai mare, nu știu ce o să ia ei. O să avem acolo nevoie de un bec, avem aici nevoie de un întrerupător, văd că deja e semnat. De tura trecută când am venit cu Cornel și mi-a explicat cam ce ar vrea el să facă. Mi-a zis el mai de mult și am zis, băi, dacă o avea timp, am să vin să fac. Și uite că acum le-am luat înainte, nu le-am mai spus lor că vin, dar am zis că poate o să fie și o mică surpriză pentru ei, pentru că nu s-a așteptat să vin. Le-am spus că am ceva treabă. Așa că o să vin acolo întrerupător. Deci avem așa, două prize pentru camerele astea, două întrerupătoare, două becuri. Perfect. Aici pe terasa asta avem nevoie de un bec, un întrerupător, aș vrea o priză partea aia, nu știu, vreau să vină pe peretele ăsta, ori pe peretele alalt, o priză în zona. Să fie mai ascuns, să nu plouă. Exact, o priză în zona aia și aș mai vrea o priză și în zona asta, de ce nu? Cred că ar fi bună. Băi, fraților, noi am făcut aici o mică listă, doar atâta. O mică listă de materialii. O să ne ducem la depozit și o să luăm ceea ce ne trebuie și pe aia să ne apucăm de treabă. Partea asta de jos aici n-am mai filmat, că sincer am și uitat. Ne-am luat cu lista, cu una, cu alta, am uitat să filmăm. Așa că o întindem acum la depozit și ne apucăm de treabă. Când ai mașina, ajungi oriunde. Băi, fraților, am ajuns înapoi, am fost și am făcut ceva cumpărături. Ia să vedem ce avem noi pe aici. Ne-am răzgândit, n-am mai luat treabă pentru că nevoie ne-a făcut să ne răzgândim, n-am mai găsit. Și am luat copic alb, ca să fie frumos. Aici, asta și cu asta, e samieli și cu ciucanul, bineînțeles. Nu sunt cumpărate, dar le-am pus aici ca să pot să le transport mai ușor. Mai avem niște cabluri, mai avem partea asta, niște aparataje, becuri, chestii, treburi, socoteli. Vrem să luăm și niște sculele. Uneltele, sculele, cum se mai cheamă, piesa de rezistență, geanta mea de șurubelniț. Leu, valiu, și la mine mașină e jale. De fapt, cred că o să le car întâi acolo și pe aia
dăm drumul iar la filmare. Rondiere, pe uite pe colo, trebuie să tăie o tâlea, că te-ți place să tu bai și cu, cu rondiere, de ce? Dar o faci saparia, nu? Un lanț, da. Bogdane. Poftie? Bogdane, ne stăim sus întâi și începem sau de jos? Da. Eu zic de sus, mergem în jos. Da, că e mai simplu alea că sus, nu? E mai simplu, e? Și mai mult de treabă. Hai să ne simt. Treaba e tot aceea, dar adică cantitatea tot aia. Treaba cu simplitatea e mai durează. Cantitatea de volumul de muncă tot de sau. Vrem noi să fim mai la înălțimi? La început suntem mai la înălțimi. Dacă ți-l plasez un pic? Băi. Vreau să luăm și piesa de rezistență, bluietele, care o scot din multe beleri. Și am ajuns la înălțime. Cam aici sunt aproape toate materialele, aproape, cam toate materialele ce le-am luat. În mare, mai trebuie ceva? De acum să ne apucăm de treabă. Sper să nu mai trebuiască nica, ca să nu mai facem drumuri pe la depozit, pe aici pe acolo. Dar știi ce am uitat? Cred că le-am lăsat descuiate. Am uitat cheile. Nu, sunt descuiate, e bun. Treaba e bună. Merge strună. Și cu ocazia asta, dacă tot avem bluietele, putem să-i facem și o probă, să vedem cum luminează, cum luminează. Uite, Bogdan, el e cu aranjatul, cu... Nu, aici suntem la depozit. La capitolul... Ca să le avem la demon, nu? Stăm cu ele. Da, dar așa e și frumos. Să știi de unde să le iei și unde să le pui. Ah. Da, dar tot am aranjat toate pe aici, scurim una alta. O să la etapa următoare, care ar fi? O dăm un pic cu masa și canapeaua. Așa, unde urmă? Abia e construit. Masa hai să o dăm acolo, chiar dacă e în cali. Să nu vină mandă aici. Păi nu vrei nimic pe ea. Așa. Ba, cred că da. Dar știi ce? Ca să putem să ne mișcăm și mai bine. Da, da, să mai bine. Dă-o până. Perfect. Doza. O doză de derivații. Prima și prima dată doza de biologic de ramificații, Bogdan, e de ce de derivații. Dar și tot. Important că nu înțelegem. Important că eu știu la ce se referă. El știe la ce mă refer eu. Așa că... Hai să-i dăm. Uite, un cutter n-am luat. Am un poate cutter. Am un mașină cutter, adică avem și coafe. În ce punem noi oare mai luăm? Să le pun tot acolo. Hai să le punem să... De o dată. Să le reciclăm. Vedem noi cam unde am ar fi să punem. Cam aici? Sus, jos. Dacă o să vinem cu el, vinem și jos, nu? Avem una, două, trei, patru. Poate? Avem vreo ce. Da. Acolo dacă e ceva cu sensul întărit. Ia chiar pe el picuț. Ia vezi, nu știu, șurubul. Chiar în spatele dozei, deci când vine doza, se pui în spatele ei să nu... Nu, vreau doar să avem ce prinde. Mai trebuie să
ăla era care rămâne în cablu. Da, da, da. Adică importanță cum punem... Nu. Că e așa, că e așa... Nu contează absolut bine. Ai între 6 cu 4, 10 între... Da, 10 între... 10 între... Nu uite, nu o să vin de jos, dacă reușim să vin de jos, nu știu la pe aici undeva, dacă asta reducem în camere. Sau invers, avem posibilitate către camere. Hai să te dăm. Dă-i cu mie, dă-i cu ta, mă scuze, te schimbă capul. Din curs nu se smulge, dar și bine nu-i rău, și rău nu-i bine, nu? Asta pun la ochi așa aici. La aia pe restul le punem toate la aceeași înălțime ca asta, nu? Corect. Adică aceeași... treabă. Și venim cu alimentarea sub. Da, 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 tot e mai bine de sub. În caz de plouă sau ceva, iar se scurge. Dar în schimb invers dacă-i, se duce în interior, da? N-am problemă. Nu-și va. Dar asta e, fă-ți treabă, nu-i problemă. Sunteți la păduri, tăiați copacul. Bravo, domnul. Fă-ți treabă. Eu am întrebat asta, ca să deranjez. Ești doar că deranjai și nu mai tăie cu drujba? Nu tot acolo era? Tot acolo era. Florine, da. Avem o rugăminte la tine. Nu ai o ruletă sau un metru în plus? Mulți ani. E mai sigur, e mai fix, e mai... 1,20 m, 1,98 m. Ce măsură vrei să le pui lângă pat acolo? De ce, mă, tu nu aveai pornit generator și vrei să încarci bicicleta? Nu, nu, era cu gândul că e băgat dincolo la acumulator cel mare. Curent wireless încă nu s-a inventat. Da, mă. Vezi că stânga dreapta, că e de mine. Așa, următoare. Punem priza în cameră? Da. Poți, scoate în jos. Bună ținut. Mă luăm să pun de repede toată de aici. De afară. A, nu, că acolo o să vină... Da. Nu, dar poate o să vină o noptieră, ceva. Da, hai să punem și aici. Priza. La cine aici, noi am zis că o punem undeva... Deci tot priza să fie undeva 80 de centimetri. Trebuie că o punem în partea asta altă. Asta e o anumită distanță de la pat, nu? Da, nu fi chiar prea lângă pat și nici prea departe. Cam aici zic eu că ar fi ok pusă. Dacă ești de aceeași părere, eu îi dau drumul. Nu, cel mai bine, cel mai bine. Dacă, cum ai spus, vine o noptieră sau ceva, da. Să ai unii să-ți pui telefonul, să ai... Păi urât să o pui aici mai jos. Păi ce faci? Poate vreodată o să vină ori un scaun, ori o noptieră, ori... Omul vine și își trage un scaun aici lângă pat, poate, ca să pună telefonul. Sau supra patului, ia, nu, nu, nici de asta patului. Stai cu pierna, nu, nu. Nu, aici, 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 foarte bine așa. Bun. Așa că, eu îi dau drumul. Spor. Ia, vezi cât e cât să fie.
După ochiul meu pare pe dreapta. După ochiul tău, lasă așa. După ochiul tău, lasă așa. Tot 4 de mână? Da. Vedem câte 4 șuruburi, că nu o să știe cine trage de el. Se enervează Cornel că nu-i încarcă telefonul. Și asta e smulge și priză și tot. Pregătim să dăm găurile afară? Hai să dăm găurile. Ne axăm pe... Hai să terminăm camera asta, da. Da? Pe camera asta ne axăm? Terminăm camera asta și pe aia ne mutăm la cealaltă cameră. Atunci îți pregătesc toate găurile afară acolo. Da, da. Pregătesc. Copii de 16, noi dăm cu 18. Ai băgat contratare, mai bun? Ca să nu mai, să nu mai schimbi. Dar e cam întuneric acolo. Nu. Ți-a prind un pic becul? Da, 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 aprind. Da, da. Ca să dar vezi lucrurile tale să nu mă bată la ochi. Da, vrei cu 16, nu-i dăm 18? Vrei să-i dai direct cu 18 ori, să-i dau... Na, hai să-i dau 18. Spune des că astea, dacă ai gaura deja... Da, făcut pe urmă nu o să mai... Dacă... ce facem? Dăm deasupra la plintă sau mai sus, mai jos? Diferența e mare, nu? La fel, plus minus, de afară cu aici. Unul și unul deasupra, nu? O să venim cu două cabluri, nu? Sau ori putem da două paralele. Adică una la colț și una aici, dacă vinem partea asta, să nu ne suprapunem, da? Adică să... Da. Nu dă chiar în colț. Mai ai ultima scândură. Hai să o dai o leacă mai afară, să o prinde chiar pe capăt. Prea scurt? Da, era cam scurt. Avem burghiul celălalt. Aducem bormașina. Să cunoaște? Oricum ești, nu, nu știi, ești pe ultima, nu știu, ultima 100 de metri. Un centimetru. În cazul ăsta trebuie să... Punem în funcțiune piesa de rezistență. Ia să încerc o altă treabă. Zici? Nu o să intre acolo? Așa ar fi trebuit, dar nu intre. Nu e aceeași măsură? Nu. Era bun dacă intra. Eu știi că trebuie... Un centimetru. Un centimetru și doi, maxim. Trecem la planul... Trecem la planul B. Piesa de rezistență. Da, tot e o leacă grosuț. E vorba că e scândura și acolo ești. Da. L-ai lărgit? Da. Încapi un șoaric acolo? Aproape. Dar măcar un pui de șoaric. Un pui de șoaric încapi. Da? Ia, asta e, acum vedem, facem probă. Ei, vreau numai că o să trebuiască băgați ceva, o sârmă, ceva ca să îl puteam... Ca să te ajut să-l trag? Da. Imediat, imediat. Să fii un pic,
Hai, patru. Ca să putem să-l, să-l punem. A, dar deja l-ai tras tu. Eu te-am chemat să-l tragem amândoi. Da, ai spus ceva din două idei, nu știu de care, se naște una bună, nu? Eu chiar nu sunt meseriaș cu electricitatea. Eu ce am făcut, am făcut doar pentru mine. Și acum pentru Tibiaș și Cornel. Da, da, culmea că funcționează ce ai făcut, nu? Bă, da, ce am făcut pentru mine funcționează. N-ai avut probleme. Nu. În schimb, eu nu am pregătire pentru așa ceva. N-am școală de electrice, n-am... Așa că o să mă aștept la mult hate pe tema asta. Băi, că acolo n-ai făcut cum trebuie, că nu așa trebuia, cu te așa trebuia. Așa că știu că o să am foarte multe păreri și pro și contra. Dar să știi că e bine să ai de ambele. E bine. Da? Atâta timp cât ideile și părerile și înspondate și reflectă adevărul, nu mă supăr absolut deloc. Hai că ți-l pregătesc. Tu ia zbor mașina. Și eu ți-l pregătesc. Aici cred că nu trebuie cumpănăt ei după... Aici nu. După lambriu, nu? Da, cam așa. Dacă mergi pe o margină, cum e marginea de la lambriu, mergi în continuare până jos. Nu te zgârci la clămiți. Da? Mai pleacă de acolo? Altă treabă. Mai pleacă? Poftim. În loc. Ei, mai dau unul, nici nu știu, jos. Da, era un jos unde faci cot. Stai un pic să-ți mai mut un pic. Fiecare dată când îți spun că-l mut, eu îl mut tu înaintea mea. Da, dacă te stupești, îl mut eu. Nu, e, și vârsta la tine, dar ești un pic mai mare ca noi. Ce zici, asta s-o pun o leacă așa? Nu, nu. Înseamnă că să pun un pic mai sus. La colț știi ce trebuie? Una mai, cum să spun eu, la 3, 4 sau 5 cm aici și una din coace, ca să poată să-ți facă... Oricum, o pun o leacă mai sus, mă pun chiar jos, ca să nu... Da, sunt 5, nu? Da, să am unde să fac curba. Da, ca să ne ajute și când băgăm firele. Pe tocmai. Că dacă o să facem un unghi la 90 sau chiar mai micul de 90... Indiferent de situație, unde tot la 90 o să fie. Bine, avantajul este că noi prin perete, da, ca să avem probleme la tras firme. Poftim alta. Așa. Deja pregătită. Să punem aici. Așa. Vezi un pic că te dirigează și copexul, adică într-un fel. Da, dar uite, chiar să nu-i faci cu taia sau... Nu o pun nici prea aproape de... Nu vrea să facă clipsul? Nu vrea. Încăpățânată? Ah, ai văzut? Așa, a lăsat. Vorbește de la sine. De cât? Așa, să mai pregăti câteva. Cred că e o idee bună ceea ce faci. Dai clămițele înainte și apoi...
Ai mașina de spălat? Am. Perfect. Atunci să-și facă treaba. Care a fost cea mai bună mașină de spălat a ta? Candy. Cea mai rezistentă posibil. Candy. Candy? Da. Eu mi-am chemat Viorica. Tu vorbești dintr-o alea din 1980, nu? Mai exact 1956. 57, pardon. Da. Aia a fost folosită câțiva zeci de ani buni. Mai cumpără tu acum mașină de spălat care să te țină. Nici acum nu s-a spălat, mai dă când și când. Acum spălam și acum mai dă când și când rateul, nu prea mai spală cum spăla înainte. Dar încă e în stare de funcționare. Pentru că mama. Da, nu m-am prins. Eu am fost singura mașină de spălat, că înainte nu aveam mașină de spălat, i-a spălat la mămeș. Am fost singura care nu s-a stricat. Arateurul mi-a dat când și când, că da, așa e viața, așa e traiul. Acum, să pozăm. Poznă. Deci poznă am făcut. Îl tragi un picuț să-l ții în, cât de cât întins, da? Sau îl lași mai lărguț? Nu, aș vrea o leacă întins. Cât de cât să fie întins, da? Da. Facem, poți să faci cu bucle, cu de toate. Ondulat, zuluvi. Așa, primul... Primul tronson ai făcut, nu? Da. Și zic că arată destul de ok. Pentru... Dar curentul nu, nu o să întâmpine probleme la coturi? Le punem indicatoare. Atenție, curbă la stânga, curbă la dreapta, curbă în sus, curbă în jos. Curbă B, curbă C. Asta le punem la dejunctoare. Am înțeles. Dăm patul înapoi sau vrei să-l mai lăsăm? Îl dăm, punem... Să-l dăm înapoi, că noi avem de fapt de treabă în partea aia, deci nu mai avem treabă. Da? Hai. Ia să punem asta aici. Plămițele de jos le-ai recuperat tu? Da, da, da. Perfect. Uite de ușor paprică. Nu-i mai trebuie nici rost, nu? Încurgă cu ceva? Absolut cu nimic, uite. Nu? Cum vine între piciorul patru și... Exact spațiu care avea nevoie. Da? Da? Vrei acum să ne apucăm de întrerupător sau... O să tragă copii să pună în doză. Punem și aici niște clămiții. Și o să vin cu el. Aici sau aici? Ar trebui calculat să vedem în ce direcții vin, da? Să nu li suprapunem. Să încercăm să nu suprapunem prea mult. Părerea mea. Acum... Facem în felul următor. Vedem și părerea ta. O să-l las. O să-l pus. Dacă rezervă, în caz de ceva, de sam, de unde tăiala. Dacă vrei, putem să calculăm un pic. Deci noi aici, aici afară o să avem o prijă, da? Care o să fie sus. Să nu le suprapunem, știi? Da. Asta e ideea. Ar fi bine asta, să vină pe aici. Părerea mea. Deci hai să calculăm un pic. Da. Vinem aici. Pardon. Aici o să vinem cu priza de afară. Camera dincolo, priza, întrerupătorul dincolo, priza dincolo, priza de afară. Și întrerupător în cameră. Și apoi noi știi ce trebuie să mai facem? Trebuie să ne lăsăm loc să vedem calea de jos? Da. Deci noi cu asta trebuie să vedem undeva cât mai, sau să vedem chiar la asta de sus? Noi trebuie să luăm, știi cum, să luăm în formă de vantare. Vorba ta, hai să le taiem mai lung, da. Și apoi imediat să avem pe toate. Da, 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 da. Dar dacă vrem, o duc eu jos și aduc un cutter, că am un cutter șmecher. Nu-ți place foarte cum?
Nu am ieșit prea multe pietre. Foarte bun. Foarte bun, spui că e pentru altceva, da? Rățește. Am înțeles. Bun. Merg iarăși în interior și mi-o dai pentru întrerupător acum. Da? Da, colegi. Știi cumva burghiul ăla micuț? De pe față, la masă, pe acolo. Da, nu. Tot așa plecăm de aici, nu? Da. Plecăm tot de la aparataj. Aducem și împământarea, ca așa trebuie să fie și împământare, chiar dacă e vec. Da. Aducem împământarea, aducem de 1 jumătate, da? 1,2 jumătate. Mergem cu un fir care va fi de drujba tare și nu știu dacă ne mai auzim noi. O deschis ăștia parchet aici. Când ai nevoie de clămiți, le am eu în mână, pregătite. Poftim. O distanță egală, una de alta, în schimb. O să ne vină una. Punându-l mai des, nu greșești cu nimic, punându-l mai des. Le-am pus mai des, e vorba că de aici până aici am o distanță, de aici până aici altă distanță. Și de aici până aici o să fie altă distanță. Atunci o să contest, la sfârșit. Așa se face. Dă-i un pic mai sus, că o să vină prea... Cotul o să vină prea strâns, dacă nu. Știi ce-i fain? Exact ca la Lego, tot construiești, construiești, pui o piesă și se vede ceva în urmă, nu? Da. Asta e Lego pentru oameni mari. Am început să scârții, nu? Face curățenie totodată. Așa și trebuie. Chiar dacă n-am mătru, își dau cu mâna, da? Măcar ai făcut curat, da? Da. Am putea să plecăm acum așa. Să plecăm cu întrerupătorul, da? Cu decu? Da. Păi atunci hai să tăiem și bucata asta lantă. Da. Ți-ai luat forfecuțul? Nu, mă duc să aduc cateruță. Da?
Fraterul meu. Asta, da? Bună. Ești obișnuit cu el din trasă, nu de asta, nu? Da. Eu știu de ce nu l-ai adus, să-l ții în mașină, să-l păstrezi acolo, să aibă ani de viață mai mari. Nu ca de obicei, fac risipă. Dar mai degrabă să mai am de unde tăia, decât să trebuia să prea lungi. Adică mai bine, mai mult decât mai puțin, nu? Da. Cu mult faci și mult și puțin, cu puțin faci doar puțin. Acum. Zici să facem aici dimineața, măcar să terminăm cu aparatul ajutii. Cel mai bine, da, cel mai bine. Adică dacă ne-am apucat de camera asta, s-o dăm. Un burghiu mai micuț? S-o dăm la gata. Sau nu mai micuț? Da, mă. Ai brăduț? Nu am brăduț, dar am burghiu de lemn sau ăla care l-ai... Da, asta am vrut 10 acum. Uite-le. Și poți să-i pui 16. I-aș da, totuși. O să-l lași la viteză mai mică, dacă nu trebuie. De ce iasă gheorile triunghiulare când dai așa, cu vorbul din asta? Nu-mi dau seama. Dacă nu, data viitoare vrei să-i dăm, îi dăm cu un burghiu clasic. Care știi, lăsați acolo în comentarii. De ce când dai într-o suprafață, într-o bucată de ceva subțirii, gaura este triunghiulară, nu este perfect rotundă. Cu toate că are sprijin pe centru ei. Cred că am stiu. Da, da, da. Băi, nu pot să cred. Aproape perfect aici ce am văzut eu. Diferență de nici un centimetru, jumătate centimetru. Dar nici ăla. Da, o să-i dai una la vreo 10 cm de sus. Mai jos, da. E fapt, stai că acolo e pe sus și poți să le pui, da, chiar dacă vin mai... Iar am făcut din mare, tot mic, tot mai mic. O să vedem curentul dacă o să funcționeze. Da, dacă trece. Dacă nu curge, e... dacă nu curge. E unghiul prea drept și nu curge, nu? Da, așa e adevărat. Bine, dacă curge, curge, dacă nu curge, nu curge. Ce poți să-ți pregătesc să urci mai sus? Un scaun e suficient pentru moment? Da. Vrei tamburelul ăla sau scaunul cu spătar? Nu contează. Nu am pretenții. Nu? Nu. E important să stai cât mai stabil. Să fii cât mai stabil. Ia să-ți pregătesc eu clămiții în continuare. A, dar nu-mi mai băga șuruburile, parcă dau mai bine așa. Dai mai bine așa? Da. Da? Bun. Am crezut că te ajută. Bă, a, mă gândeam că... Era o muscă și vedea o sfârșită, nu? Era un pui. Și să vedeai gata cum ar fi fost. Semnul care l-ai dat unde? Da. Uite, acolo poți să-l dai pe el un picuț. Țacă, țacă. Zic și eu. A, e suficient? Da, nu-i îndapărat direcții. Dăm clămițele în? Da, că acolo mă iau după... Clămiță... Șurubeală. Clămiți și rubel. Să spun aici lângă. Clămiți și rubel. Dacă te ajută, poți să-l pun așa. Dacă te ajută, dacă nu... Acolo tot bun. Mutăm un pic scara? Nu. Scara, doamne. Ai înțeles ce am spus? Mutăm un pic scara. E bun așa. Aldo Moni și așa n-are.
Nu ești perfect drept acolo, dar bun și așa. Nica e mai bun. Acum să-ți aduci faimosul tău... L-a apucat de pantabă. Aici un mișo mare. Faimosul meu, cater. Telecomanda, cumva ai uitat-o acasă? De la cater? De la cater, da. Da, da, nu, că s-au folosit mai mult fără telecomandă, că... Sunt niște baterii de alea speciale la el și nu mai am. Am înțeles. Perfect. Deci, cam așa e cămăruța asta. O facem și pe aia, facem toate între și pe aia. Băgăm firele sau băgăm și firele? Aici știm în așa până când terminăm camera asta. Cum vrei? Băgăm firele? Băgăm firele, măcar am adică și firele aici, știu că nu mai... Iei pui și aparatajul, îi pui aparatajul, îi pui tot. Știu în așa bună că nu mai am treabă camera asta. Asta facem. La prize de care bagi? 2 jumate la prize, 1 jumate pe drepturi. Am înțeles. 2 jumate. 2 jumate. Asta pentru prize, asta pentru drepturi. Să